Doi tineri de 17 și 20 de ani au fost reținuți la bălți în momentul în care primeau 1600 de lei de la un alt tânăr, bani obținuți ilegal prin șantaj. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul unui an, victima, un tânăr de 20 de ani, fiind șantajat și amenințat cu aplicarea violenței, a transmis suspecților aproximativ 40.000 de lei. Fiind audiat, suspecții și-au recunoscut vina integral. În momentul de față, aceștia sunt cercetați penal, în starea de libertate și riscă pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani.